Măsurăm în urma măsurătorilor, șapa, care va pleca de la un centimetru grosime, va avea în unele locuri o grosime de 2 centimetri până la 3 centimetri. Deci o șapă foarte subțire în unele locuri. Pentru a exclude riscul ca această șapă, care va fi suportul, în cazul nostru, placării cu gresie, să se rupă, să se spargă, să se desprindă, vom folosi un lichid special care, în amestec cu materialul cu care vom face șapa, nisip și ciment, va conferi șapei o mare rezistență și o bună priză, care ne va scuti de surprizele neplăcute amintite mai sus. Cum procedăm? Într-o găleată în care am amestecat acest lichid special, ciment și apă, în cantitățile indicate de producător, cu ajutorul unei bidinele, vom întinde acest amestec pe locul unde vom face marcă. Vom arunca câteva mistrii de material. Deasupra voi așeza niște resturi de gresie pe care eu am tăiat-o în această formă. Apoi, cu metru, pus pe semnul de pe perete, la 97 de centimetri, vom presa bucățica de gresie până când se va găsi sub capătul metrului. Deci, între semn și marcă, avem 97 de centimetri. Deci, în acest punct, care este cel mai înalt din apartament, șapa are o grosime de 1 centimetru. În acest fel, vom și la aceeași înălțime, 97 de centimetri, vom face toți marcuri. După ce acești marturi s-au întărit, vom umple spațiul dintre ei cu material, pe care cu îndreptarul îl vom aduce la nivel cu marturi. Deci, răzuim până când îndreptarul se va sprijini pe marcă. Recuperăm restul de material și vom folosi unde nu am terminat. Când fașele s-au întărit, putem începe umplerea spațiului gol dintre ele. După cum am spus la început, materialul este nisip, ciment, apă și lichidul special. Lichid care, în amestec cu ciment, praf și apă, vom amorsa înainte de a turna materialul.
Acest material va trebui tot timpul să fie bine amestecat. Și procedăm în felul următor.
în baie și în bucătărie, vom turna abia după ce șapa a făcut turnată până acum, se va întări, pentru că în acest fel ne va deveni punct de sprijin pentru îndreptar, pentru a putea răzui materialul în exces pe care îl vom turna în baie și bucătărie, după cum spuneam.